Micul dejun este principala rezervă de minerale, vitamine și nutrienți de care ai nevoie pe tot parcursul zilei. Chiar dacă toți suntem de acord că aceasta este cea mai importantă masă a zilei, obișnuim să plecăm la muncă cu stomacul gol. Specialiștii atrag atenția că un asemenea stil de viață este periculos pentru sănătatea fiecăruia. Obișnuința de a nu mânca dimineața, chiar dacă senzația de foame există, și dorința de a nu întârzia la locul de muncă sunt doar câteva din principalele motive pentru care cei mai mulți dintre noi sărim peste micul dejun. Nu țin cont, nu. Micul dejun nu-l iau. Chiar dacă 86% dintre români sunt de acord că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, doar 56% mănâncă în fiecare dimineață, iar o treime dintre aceștia admit că servesc micul dejun de maximum 3 ori pe săptămână. Eu iau ce pot în gură și plec. Micul dejun este important la orice vârstă, dar mai ales în cazul copiilor în creștere, reprezintă o cale sigură către o dezvoltare armonioasă. Dacă tu nu mănânci dimineața, nici copiii tăi nu o vor face și deci trebuie să le oferi un exemplu de urmat. Eu aș zice că nu trebuie să sărim peste micul dejun. Foarte mulți fac prostia de a sări peste această masă, dar micul dejun este foarte important, deoarece de la el ne luăm energia, de la el ne luăm vibe-ul, aș spune, al zilei. Și ca să vă dau un exemplu de mic dejun, nu e mare brânză, putem să mâncăm niște ouă, albușuri, să zicem, da, corondeat de orez și cu 2-3 felii de ardei sau 2-3 bucăți de roșii feliate. Deci micul dejun este cel care îți produce energia și mulți fac greșeala să sară peste el sau fac cea mai mare greșeală, mănânc o dată pe zi. De obicei, românii nu mănâncă micul dejun, iar dacă o fac, aleg produse nesănătoase. Masa de dimineață te ajută să ai energie în prima parte a zilei, momentul în care organismul este odihnit după somnul de noapte și ai cele mai mari șanse să dai randament ridicat la orice ți-ai